De ce te dezbraci în timpul sexului? Ca să descoperi corpul respectiv, să-l explorezi, nu? În cazul lui, toate hainele s-au dus. În cazul meu, la bluza era încă pe mine. Și mă gândeam că, bă, o să o dea jos. Sigur vrea să mă descopere cu totul. Am întrebat. Tricoul, nu? Și a zis el? Nu. N-am de ce. Nu, n-am de ce. Mă simțeam vinovată că nu sunt suficientă pentru el în pat. Lasă-i acolo că nu, decât să ne deranjeze, mai se și întăresc, mă zgârie, nu. Nu-mi pun sexualitatea mea în mărimea sânilor. Eram așa într-o felul de contexte sociale în care mi se zicea ai sânii atât de mici, tu nu o să poți să alăptezi. Tu o să-l poaule, o să-l îmbolnăvești pe la mic. Că n-ai de unde să dai. Mărimea nu contează. Se aplică mai mult parcă în cazul bărbaților. Hei, ceva ce se mai reușire că la un nou story time aici la mine pe YouTube și doamne ce se întâmplă în viața asta, deci nu înțeleg nimic, sunt într-o perioadă haos rău. Abia ne-am întors din Corea, ok? Pentru că știți că gen călătorim lumea. Bun, tocmai ne-am cumpărat prima noastră casă. Urmează aici pe YouTube o serie, Dita Mai Babana de serie, în care vă luăm cu noi pe șantier. Pentru că o să transformăm în casa visurilor noastre, o să fie vreo 6 luni șantierul ăsta, începem, nu știu când începem, vreo 2 luni. Da, deci urmează foarte multe chestii pe YouTube, stați liniștiți că și seria de True Crime cu care m-ați căpiat în cel mai mișto sens în ultimele luni, o să revină, știm, dar pur și simplu s-au întâmplat foarte multe, am călătorit, am mers în Asia, nu înțeleg ce se întâmplă, este un haos total. Săptămâna viitoare să știți că o să mergem la casă și o să filmăm turul ei înainte de șantier. Procedura secretă continuă și abia aștept să vină ziua în care să vă dau tot afară și să vedeți vlogul documentar filmat în ultimii ani. Doamne, sunt foarte încântată, deci următoarea perioadă o să fie plină de chestii care vin și pentru noi, dar evident și pentru voi. Simt și mereu o să simt că aici pe YouTube, desigur și pe Instagram și TikTok, dar aici pe YouTube este, nu știu, aici acasă la mine pe YouTube, ce să zic. Aici mereu o să vin în fața camerei și știu că o să fiu așa, o să scuip tot, nenică, fără niciun filtru, fără nimica. Unul dintre gândurile și unul dintre subiectele pe care vreau să le abordez înainte să începem cu șantierul, nebunia, așa, țâțe. Vreau să vorbim despre țâțe. Vreau să vorbim despre sâni, balcoane, bidoane, pomelo. Cireșele. Deci cum naibii vreți să le spuneți? Eu trebuie să am această discuție ca o purtătoare de peste 25 de ani a cupei A. Am trăit foarte multe chestii traumatizante, pe aici pe acolo amuzante, inclusiv în pat, inclusiv cu bărbați. Doamne, ce povesteam și lui Petrescu. Și el efectiv rămânea interzis, era gen, fă-i fată, dar ce mai rămâneai cu ei acolo? De ce nu te-ai dus? Poate e ceva greșit la mine. Poate, bă, poate nu e ok că i-am atât de mici și tocmai că nu mă ridic la așteptări. Eram tâlâmbărău, adică nu știți și din toată viața mea pe care mi-am povestit-o pe YouTube, în multe situații din viață, da, ca să ajung în ziua de astăzi, chiar să zic că sunt cu capul pe umeri, mai am de mâncat, dar tot e bine. Am fost de foarte multe ori tălâmbă și s-a întâmplat să fiu așa pusă la zi de societate. Și ca om care activează în online de naibii, 150 de ani, mă rog, 7, primesc la ordinea zilei, dacă îmi pun o poză pe Instagram în care mi se văd sânii, ca ultima pe care am postat-o pe Instagram, apropo, primesc comentarii foarte multe de la bărbați, dar și de la femei, desigur, că nu e vorba doar de bărbați aici. Există și femei cu misoginism internalizat, adică am cunoscut atâtea, vă miros de la o poștă, făi. Și mi se pare foarte interesant în această societate, care totuși evoluează cât de cât ok, în 2023 să fie comentarii, pe lângă aspectul fizic și așa, că, na, lumea comentează, aolo, ești gras, aolo, ce slab ești, că atâta pot unii din societate, frate. Înțelegeți? Primesc comentarii. Ce plată ești? Unde-s țâțele? Unde-i curul? Da, acum din nou vorbim doar despre sâni. O să fac, cred că, un story time separat și de curul mic. Dar măcar am niște șolduri de-alea, doamne. Și când m-au văzut părinții lui Petrescu, erau gen, asta are șolduri late, o să care copiii bine. Nu știu, mi-a rămas în cap, mi s-a părut foarte tare. Eram gen, ce dracu înseamnă asta? Dar da, mamă, ce o să-i car aici, în șolduri o să car copiii ăia. Păi ce naibii? Primesc aceste comentarii de ani de zile. Legat de mărimea sânilor mei. Mărimea nu contează. Asta mi se pare că se aplică mai mult parcă în cazul bărbaților. Ceea ce nu-i neapărat rău, dar mă rog, e puțin frustrant. Aceste comentarii legate de sâni mi se pare că pot fi echivalentul și a comentariilor la adresa mărimii penisului bărbaților. Adică cum ar fi, așa cum comentează mie, nu știu, Gigicu la poză cu ce plată ești. Cum ar fi eu să comentez la poza lui Gigicu? Ce mică e.
ce subțire e. Aduc eu acu că văd că tu ai ața. Nu știu, să dau așa niște de-astea, știți? Cumva societatea s-a construit pe acest bullying asupra mărimii unor organe. E general valabil să te iei și să comentezi și să ai în vizor sânii femeilor. Mai mult decât penisul bărbaților, că până la urmă cam astea sunt mărimile care se comentează cel mai des la oameni, mie așa mi se pare. Eu aș vrea să aflu momentul în care societatea a decis că niște sâni mari sunt automat niște sâni mai atrăgători. Și imediat o să intru și în discuția în care eu niciodată nu mi-am conturat sexualitatea în jurul sânilor mei. Eu sexualitatea mea mi-am pus-o întotdeauna în altele. Gândesc evolutiv vorbind, că așa trebuie să iei majoritatea lucrurilor care se întâmplă în ziua de astăzi, pentru că na, istoria se va repeta întotdeauna. Mai e inclusiv chestia asta pe care o aud foarte des, legată de mărimea sânilor și alăptatul copiilor. Dacă ai sânii mai mari, automat o să ai mai mult lapte pentru copil. Deci nu odată mi s-a zis, mai ales de persoane în vârstă, ferească Sfântul care își permite atâtea, bă, deci am un respect extraordinar pentru persoanele în vârstă. Bă, dar sunt unii, inclusiv în familia mea, partea mea de familie toxică de care v-am și povestit, bă, în care pur și simplu, mă, nu știu, bă, eram așa în tot felul de contexte sociale în care mi se zicea, vai, mamă, Doamne, ai sânii atât de mici, tu nu o să poți să alăptezi. Tu o să-l îmbolnăvești pe la mic. O să-i dai lapte praful ăla mic. Nu o să ai, bă, la ce să mănânce, mamă, că n-ai de unde să dai. Pe lângă că n-are niciun sens, pentru că oamenii ăia n-au nicio idee cum se produce laptele, de fapt. Cum să compare acum sânii mei în condițiile în care nu am un copil, dar și n-alăptez, cu sânii mei de atunci, de când voi alăpta, pentru că gen corpul meu o să treacă printr-un proces. Nu contează mărimea, m-am uitat la o groază de documentare. Dacă vă duceți și căutați studii, o să vedeți că producția de lapte n-are legătură cu mărimea sânului. Deci, degeaba explici oamenilor în vârstă, care sunt foarte, nu acceptă altă părere în afară de a lor, cu niște studii vechi și expirate de acum 100 de ani, n-acceptă nici cum dacă le spui de fapt cum stă treaba, pentru că ei evident știu mai bine. Fiecare dată când auzeam asta, mă simțeam foarte pusă la zid. Mai pe românește, sânul produce lapte, da? Și cumva aș înțelege de ce acum mulți, mulți ani, odată ce aveai sânii mai mari, automat era asta de belșug. Puteai să hrănești copilul, să fie sănătos, puternic, aveai mai mult lapte, la la la. Și dacă sânul e mai mic, e clar că nu, ăla mic trebuie să mănânce, nu știu, lapte de la vacă sau de-astea. Acum evoluăm și nu mai stă treaba astfel. Deci din prima am eliminat această posibilitate de lapte la copil. Mamă, și apropo de lapte praf și de-astea, vai, deci credeți-mă că v-am mai spus și pe Instagram zilele trecute, abia aștept să vină fimiu, să fiu gravidă, fimea, că vreau fată, și să mă iau în gură, mamă, deci știți cum, cu toate mămicile alea care o să comentez, nu așa se face. De ce să alăptesc copilul în public, eu pe Instagram? Cu țâțele scoase la vedere total, nu ce-mi pun acum pe Instagram, nu, scoase total la vedere, da? Cu copiii așa alăptându-i, super mândră, că ce până mai eu am făcut copiii ăștia, îi hrănesc, frate, dacă voi sexualizați asta, voi aveți probleme. Ce plajă de subiecte și de scandaluri. O să vină atunci când o să am copii și o să intru în conflicte cu partea aia de mame care sunt de lulu total. Așa judecă fiecare pas, aoleo, nu ți-ai alăptat copilul astăzi, e de lapte praf, nu se poate așa ceva. Jur că o să le fac story time-uri dedicate, deci sunt fiartă rău de tot, pentru că nu concep ca alt om să îți spună cum să-ți crești copilul. Dragă, pentru că dacă nu-ți faci tu dreptate, nu-ți face nimeni. În viața asta tu trebuie să lupți pentru tine. Nu stai la discuții, n-ai timp de pierdut, ai o singură viață. Și despre asta o să fie și ultimul, și următorul story time. Doamne, ultimul, că nu mor, stați liniștiți. Plus că producția de lapte poate să se oprească și la mărimea E la sutien, din tot felul de motive. Deci, Doamne, oamenii sunt prea puțin informați. Care a fost momentul în care s-a stabilit, ca trib, ca și colectiv, ca ce era atunci, că sexualitatea unei femei stă în sânii ei. De ce sunt acolo sânii? Ca să hrănească copilul. Nimic sexual. În pat. Într-adevăr, se schimbă lucrurile. Fur această vorbă din gura altor bărbați. O pereche de sân poate să facă diferența, pentru că știm foarte bine, sunt poziții sexuale unde folosești penisul, practic, și poți să ai tot felul de, nu știu, de fantezii între țâțe, chestii. Ok, există bărbați care au tot felul de fantezii, așa cum și femeile au, nu vă căcați pe voi, fetelor. Eu am cunoscut la viața mea de asemenea bărbați care erau foarte entuziasmați de sânii mari sau de fund mare. Eu nu le-am avut pe niciunele, deci cred că le-a plăcut fața mea. Doamne, așa, nu, dar sincer. În viață nu este vorba doar despre forme perfecte, dacă ai curumare sau țâțele mari. Poți să ai, Doamne, dar
sunt atâtea alte calități ale corpului. Frumusețea chiar stă în ochii privitorului, frate. Chiar așa este. Gusturile chiar nu se discută și un corp cu kilograme în plus, cu o mână mai lungă, cu un picior mai lung, cu o mână mai nu știu cum sau așa, poate să fie la fel de iubit ca un corp de la de revistă, la toate standardele alea toxice cu care ne spală media și social media creier realmente. Mai degrabă s-ar uita cineva pe stradă la decolteul unei femei care ar fi lângă mine, care avea un bust super mare, nu știu ce, wow, toate standardele astea care se prezintă și ni se prezintă peste tot. Ar fi șanse mai mari decât la mine, în care eu nici măcar nu port sutien. Ultima oară când am purtat sutien, cred că a fost, nu știu, un liceu, când voiam așa să pară că am ce să pun acolo. De ce dracu aș pune sutien? Pe bune, nu știu, mă și țin sârmele la ca dracu, mă simt ca naiba, vreau și eu seara să fac o noapte de aia romantică, trebuie să stau, o deschide sutienul, vai cum se deschide, nu știu, s-a blocat, tațele alea s-au făcut ca dracu acolo. Nu înțeleg de ce ai jigni, de fapt aici e problema. Este deranjant să ai sânii comentați tot timpul. Desigur mai este și partea cealaltă monede în care sânii mari sunt comentați, că mai primesc mesaje de la voi, fetelor, care îmi spuneți că, bă, problema nu este doar la sânii mici și a mari, doamne, bidoane, ce bidoane ai. Toată lumea dragă din jur, da, are o problemă legată de orice la alții. Dar știți care e faza? Că la un moment dat îți construiești un scut. La un moment dat vine momentul în care ești atât de obișnuit cu această judecată, încât nici măcar nu mai auzi, nici măcar nu o bagi în seamă. La început, când am conștientizat că gata, nu o să mai încrească și la nivelul ăsta rămân, și erau comentariile alea din jur, deja mă gândeam, doamne, vai, nimeni nu o să mă placă. Doamne, cât de inferioară mă simt. Nu mă simt sexy, nu mă simt sexuală. Dar între timp m-am redresat și mi-a venit încrederea în mine imediat. Nu îmi pun sexualitatea mea în mărimea sânilor. Și acum, ca să vă bag în ceva mai intim, sânii mei nu sunt pentru mine o zonă erogenă, nu mă excită, poți să faci orice, poți să dai cu pană, poți să dai cu ce vrei tu. Nu am nicio tresărire, n-am nicio trăire. În afara zonei mele de interes, ca în timpul actului sexual să se întâmple ceva cu sânii mei, nu mă interesează. Îi am acolo așa, că dacă mă lovesc de pieptul cuiva, să nu dau de tare să fie ceva moale acolo între. Mi-am pus-o foarte mult în față, în talie. Inclusiv în talie, nu știu, mie îmi place foarte mult talia mea, îmi plac șoldurile mele late, îmi plac picioarele mele lungi, adică, nu știu, cumva mi-am îndreptat atenția spre cu totul altceva. Adică sunt tot felul de alte organe și alte zone ale corpului care sunt mult mai distractive, zic eu. Ca așa, mult mai interesante, poți face mai multe chestii cu ele. Nu știu, îmi plac foarte mult mâinile mele, mi se pare așa că sunt mult mai sexy decât o pereche de sâni, în cazul meu, vă zic, doar perspectiva mea. Vine după o perioadă în care te joci cu corpul tău și gen îl explorezi și îl analizezi și vezi ce-ți place. Bă, uite-te în oglindă gol. Și te uiți în oglindă și vezi, te analizezi așa vreo 10 minute și vezi ce îți place sau nu la tine. Și eu cred că m-am uitat în oglindă la un moment dat fără să-mi dau seama, nu mi-a plăcut sânii mei. Bă, îi ador în momentul de față, dar îi ador, dar nu știu, când mă uit, n-am nicio părere. Mă uit și sunt gen, ok, țâțe, mai departe, buric, ce dracu mai avem aici. După aia am văzut ceva la corpul meu care îmi place și mai mult. Și mi-am pus cumva toată partea asta sexuală, ca să zic așa, în chestia respectivă, de exemplu, talie sau mâini. Foarte sexy, așa, ce mișcări poți să faci, wow, ce atingeri. Uite, de exemplu, nu știu, atingerea mâinilor poate să fie ceva mult mai intim și mai provocator și mai pasional decât o pereche de țâțe mari în pat. Poți să privești și altă perspectivă, nu este nicio problemă. Faptul că alții nu o văd, asta e pierderea lor. Și știți care e faza? Eu nu judec și nu o să judec niciodată femeile care își pun silicoane și își facă îmbunătățiri. Ai o viață, gen, doar odată ești aici, nu știi ce este mai departe. De ce să nu faci chestii care să te facă pe tine să te simți realmente bine în această viață? Într-adevăr, ar fi foarte trist să faci aceste modificări doar pentru că este presiune socială pusă pe tine, doar pentru că spune cineva sau așa mai departe, de exemplu silicoane, să spui silicoane. Ar fi, nu știu, cam nașpa, dar dacă tu vrei și așa simți că, bă, te simți mai bine, te simți mai feminină, simți că ar fi niște schimbări radicale în viața ta, te-ai simți corpul altfel, ești tu sigură, mi se pare super ok să faci asta. Așa mă enervează când media și social media spală pe creierii și cumva impun, da, prin ceea ce prezintă și promovează și așa, aceste standarde foarte nerealiste, de care tot vorbesc și paravorbesc și manipulează opinia publică. M-aș fi gândit la un test și anume să fie mai mult prezentate gagici, inclusiv la reclame, inclusiv la, nu știu, peste tot, gagici cu sâni mici. Oare vreodată s-ar putea face switch-ul ăsta între mărimi? Dar ar fi un experiment foarte interesant care să înceapă tocmai de la media. Pentru că da, nu, doar media cam dictează tot și online-ul cam dictează tot și uite așa, sunt ecranele astea care ne sparg creierii. A, ca să nu mai spun de filmele porno care
Cel mai probabil dacă ne uităm la rezultatele search-ului, da, de la filme porno și așa, desigur că o să fie acolo țâțe mari. Eu cred că întotdeauna, deși când o să mor, cred că o să fie oamenii ăștia, nu știu, analfabeti funcționali, frustrați, așa, cu un orizont și un univers foarte mic, care o să lase comentariul ăla întotdeauna cu ce plată ești, unde sunt țâțele. Anatomic vorbind, este atât de stupidă întrebarea, unde sunt țâțele? Țâțele sunt aici. Nici măcar nu e o jignire corectă. Și ca să vă spun și ceva experiență din viața mea, în care, bă, chiar am rămas frustrată și dezamăgită de condiția asta de a fi o femeie cu țâțe mici, dar nu la mine era problema, știți care fața, nu la mine, nu la corpul meu era problema. Era problema la ei. Felul de a aprecia o femeie. Frate, nu apreciezi o femeie doar pentru formele pe care le are. O femeie și un corp în general trece prin foarte multe etape. Nu știu, sânii mei nu o să mai arate la fel. Nimic nu o să mai arate la fel. De la buci, la picioare, la mâini, la piele, la gât, la nimic nu o să mai arate la fel. Că tu ți alegi partenerul sau partenera în funcție de cum arată. Păi totul o să-ți o iei. Super trist pentru omul pe care l-ai ales, pentru că practic ești furat doar de un ambalaj. Și asta e o capcană foarte periculoasă în viață. Mai apoi, superficialitatea ta prin care nu-ți dai seama ce ar trebui să cauzi de fapt de la o relație. În primul rând, nu aspectul. Pentru că în timp corpul se transformă. O femeie, de exemplu, dacă o iei pentru că vai cât de slabă e, vai ce se are, tu gândește-te. Femeia aia poate să facă copii. O să-i se mărească șoldurile, numărul de la pantof, o să rămână, nu știu, cu șunca atârnândă, că a cărat copilul ăla 9 luni. Sau, nu știu, se mai îngrașă, mai slăbește. Nu o să fie corpul ăla mereu de 20-25 de ani toată viața. Îmi zice mereu o chestie, Iustin, Doamne, care este acest romantic incurabil de scrie poezii pe WC. Realmente, omul chiar scrie poezii pe toaletă când se plictisește. Singurii care nu îmbătrânesc sunt ochii. Și într-adevăr, așa e. Poți maxim, dacă vrei, să alegi partenerul după ochi. Pentru că ea chiar nu o să îmbătrânească, ea o să rămână acolo. Ceva experiențe de ale mele pe care le-am avut cu bărbați în pat. Deci ce nervi mi-au făcut. Ceva ireal. În fine, e vorba de un tip, v-am mai povestit de el, nu contează în care story time. Dar cert e că eram cu acest tip. Aveam acest preludiu, era totul foarte drăguț, foarte mișto, mie îmi plăcea foarte mult de el, lui îi plăcea foarte mult de mine. Am început după acest preludiu cu hainele pe noi să trecem la următorul nivel, să ducem preludiu în zona asta de, nu știu mai cum să zic, fără haine pe noi. Și în timp ce ne dezbrăcam, mă, de ce te dezbraci în timpul sexului? Ca să descoperi corpul respectiv, să-l explorezi, nu? În cazul lui, toate hainele s-au dus. În cazul meu, se duceau pantaloni, ciorapi, chiloți super top. Dar bluza era încă pe mine. Și mă gândeam că, bă, o să o dea jos. Sigur vrea să mă descopere cu totul. E evident, adică nu, cea, clar. Tot vedeam că omul se duce gata să începem treaba, dar nu nimic cu partea de sus. Și m-a făcut să mă simt foarte prost. Mă simțeam oribil, mă simțeam ca ultimul om, voiam să plec în momentul ăla de acolo. Am întrebat, și eu tâmpită, Doamne, trebuia eu să-l dau jos, sincer, nu înțeleg de ce n-am făcut asta. Am întrebat, și ceva de genul i-am spus așa la ureche, foarte tandru, tricoul, nu? Și a zis el, nu, n-am de ce. Mă simțeam vinovată că nu sunt suficientă pentru el în pat. N-are de ce să-mi dea tricoul jos, pentru că oricum nu l-ar satisface, adică orică e cu tricou, orică e fără, e la fel, că practic n-am nimic acolo sub, adică după o chestie de asta e clar că îți plac balcoanele. N-am simțit deloc că sunt respectată și cumva și ce mi-a venit să fac când am fost jignită în pat, a fost să vreau să aduc mai mult la masă. Am vrut să dau mai mult ca să suplinesc faptul că n-am putut să îl satisfac în totalitate. De voiam să epatez așa cu ceva în fața lui, în pat așa, în tot ce se întâmpla acolo în interacțiunea sexuală, tocmai pentru că nu mă simțeam suficient de atrăgătoare. Ceea ce este foarte greșit, pentru că, hai să vă dau un alt exemplu. Și am o story time separat și despre asta, evident. Când am fost la un moment dat în pat cu un tip care avea un penis nu chiar atât de mare precum s-ar vorbi în târg că ar fi ok. Pentru nicio secundă n-am vrut să-l fac pe omul ăla să se simtă prost. Că mă gândeam că, băi, rămân lu ăsta traume pentru mai încolo. Nu vreau să traumatizez un om, că nu mi s-a părut mie ok mărimea lui sau whatever. Am vrut să se simtă apreciat în pat. Am vrut să știe că este apreciat pentru ce face și pentru că e aici cu mine și eu chiar îl apreciez exact așa cum e. Long term, mă gândesc că mai încolo oamenii ăștia poate o să rămână, că știți cum e, oamenii n-o să uite niciodată cum e făcut să se simtă. Și eu merg foarte mult pe teoria asta, de aceea în momentul în care am văzut că pur și simplu omul avea un penis foarte mic, n-am vrut să fiu gen, aoleo, asta intră sau chestii de-astea? Nu, am continuat totul. Mie poate nu-mi plăcea mărimea din pantalonii lui sau în fine. De ce să
stric încrederea în sinea unui om, să îi creezi frustrări, traume și așa mai departe, mai ales când vine vorba de aspectul fizic, mai ales în pat, adică deja vorbim de un nivel ridicat care poate să-i rămână ani de zile. Eu n-am uitat niciodată ce mi-a zis omul ăla și de acum, de fiecare dată când fac sex, niciodată nu se pune problema să am tricou pe mine, urăsc, nu suport, pentru că mă duce la momentul ăla în care am fost rănită, că nu mi-a apreciat corpul cu totul și a vrut doar o parte din el, cât să-i satisfacă lui plăcerile. Așa că de ce să fac un om să se simtă nașpa? În loc să mă compor frumos, să nu zic nimic, să continui treaba, că am dus-o până la capăt atunci cu el, iar după să o rupem, ok, și după el să găsească un om care o să-l accepte exact așa cum e. O să găsească la un moment dat omul lui. Dacă nu e omul meu și nu-mi place, de ce să-i zic și să-l traumatizez, să-l facă cat? Vreau să vă spun că eu care chiar aveam încredere în mine înainte, dar după ce s-a căcat ăsta pe încrederea mea, voiam să port chestii largi în zona de sus. Mi se părea că sunt total neatrăgătoare. Adică a trebuit să lucrez ceva cu mine și a fost foarte drăguț. Uite, o experiență foarte frumoasă. Am cunoscut un tip, e un fost de-al meu. Îi ziceam eu că, bă, nu știu, uneori mi se pare că sunt sânii mei prea mici, nu știu, poate ar merge așa altă mărime. Știam că lui îi plac sânii mari, adică din ce istoric am mai avut el la femei, știam că îi plac și formele. Mi-a zis că el pur și simplu îi vede perfect și îți dă seama că își dă... Bine, a fost și foarte romantic, draga. A spus că își dă seama că sânii mei sunt perfecți pentru el, pentru că îi încap perfect în palmă. Și s-a absolut convinsă că foarte multe dintre voi acolo ați auzit asta de la iubiții voștri și chiar dacă este vrăjeală, ne place această vrăjeală, este superbă. Eu când am auzit, am leșinat. Dacă ți încap sânii mei în palmă perfect, înseamnă că sunt exact ceea ce trebuie, sunt minunați. Și asta cu bluza n-a fost singura oară când m-am trezit cu cineva care să mă facă să mă simt ca dracu. S-a întâmplat aceeași chestie, exact, doar că cu alt tip și exact aceeași a fost povestea, momentul în care așa, hăp, hainele jos de pe noi, să lase bluza. Nu, să lase bustiera. Mi-a dat jos bluza și a lăsat doar bustiera pe mine, pe vremea aia purteam bustieră. Și a asumat că este o zonă cu cantitate neglijabilă. Cum ăștia de care vă povestesc n-au mai avut treabă în viața mea după. Ce se întâmplă în pat când ești cu un om, nu? Este această fuziune de sentimente, emoții. E ceva foarte intim. Se întâmplă acolo niște contopiri ale universului tău cu al universului lui. E ceva foarte puternic. Și în momentul în care tu deja începi cu stângul și mă excluzi și nu mă cuprinzi în universul tău cu totul, nu mai avem ce să vorbim, adică bă, nu mă respecti. Totuși, în ciuda zilei de astăzi în care sunt super în echipă cu oamenii mei, cu fetele mele, cu sânii mici, sunt întrebată dacă vreau să-mi pun silicoane. Bă, până acum aș fi spus că nu niciodată, vai, nu, eu nu vreau să fiu așa pentru totdeauna, să militez. Dar mă gândeam, în funcție de cum o să arate sânii mei după ce o să fac vreo 2-3 copii, deci vorbim de mai încolo, poate mi-aș pune niște silicoane astfel încât să fie așa de bun simț și cumva să dea un refresh al țâțelor mele care vor fi fost la vremea aia subte de-a dreptul de energie. Mi-aș pune de nevoie la momentul ăsta, adică atunci. Dar estetic, nu știu neapărat, mi se pare așa, mai am prietene care au silicoane și așa, dar nu m-a pasionat niciodată, dar în același timp le admir la ele, adică au niște lucrări foarte mișto. Dar nu reprezintă pentru mine o prioritate la modul că eu nu mă gândesc, nu știu, nu mă mai gândesc așa cum o făceam în trecut când eram mai mică la chestia asta cu sânii. Am atâtea alte părți ale corpului care au compensat când a venit vorba de încrederea în sine. Vă garantez că eu acum, dacă merg așa în fața unuia care e super fan zâțe mari, prin simpla mea atitudine și prin simpla încredere în mine, vă garantez că omul ăla o să mă placă, indiferent că nu am sânii pe care și dorește el acolo în pat cu el. Și fetelor, știu că sunteți acolo foarte multe care nu aveți încredere în voi, care aveți o mare problemă cu mărimea sânilor, dar vă jur și vă garantez că este cineva acolo care o să vă aprecieze pentru voi, nu pentru țâțe, pentru nu știu, astea sunt doar detalii, sunt efectiv detalii și oamenii care nu realizează chestia asta sunt oameni prea mici ca să aibă treabă cu voi. Corpurile sunt diferite. Nu există corp perfect. Ceea ce se promovează și separat promovează este fals. Este într-o realitate care încearcă să manipuleze oameni ca să-și facă schimbări, ca să fie un plus de bani toate aceste industrii ale operațiilor și așa mai departe. Dar doar vă spun să aveți imaginea mai mare, să vedeți the bigger picture, știți? Și așa, credeți-mă că o să vi se schimbe perspectiva și o să vedeți lucrurile altfel, nu o să mai fiți atât de dure cu voi. Așa cum data viitoare când eu o să primesc un comentariu unde o să mi se zică, Doamne ce blată ești, Doamne ce sunt mici ai, Doamne ce nu știu ce, eu pur și simplu o să dau bloc ca să nu-l mai deranjez pe amărâtul ăla cu mărimea bustului meu, să nu mai leșine ăla, să nu-i vine rău. Foarte frumos un bloc, exact așa cum trebuie să facă toată lumea cu genul ăsta de persoane. Fie că vorbim de online, da, digital,
fie că vorbim de viața reală. Și când zic că totul are legătură cu perspectiva, doar gândiți-vă la momentele alea. Uite, eu am trecut prin foarte multe momente în care purtam ceva, uite, ca și bluza asta. Și să vină o femeie care are sâni super mari și să zică, Doamne, ce mi-ar plăcea și mie să pot să port așa ceva. Eu uitându-mă la ea, da, ea cu super sâni și salivând efectiv și fiind, Doamne, ce mi-ar fi plăcut mie să pot să port așa ceva. Nu există o lume ideală, mereu o să-ți placă mai mult ce are ăla. Ea are părul creț, tu ai părul drept, aulă, ce și-ar fi dorit aia păr drept și invers. Trebuie să lucrăm, drag, în viața asta cu ce avem, că o avem, fac deși atât de scurtă, credeți-mă că eu de când am făcut 25 de ani am această criză existențială de vârstă, unde realizez tot felul de chestii și am tot felul de gânduri și anxietăți, abia aștept să le povestesc în următorul story time, dar nu următorul video, că următorul video o să fie turul casei, noi noastre case, o să vă luăm cu noi ca de fiecare dată peste tot. Poate la un moment dat o să aduc și zona de călătorie aici pe YouTube, că știți că momentan doar pe Instagram și TikTok postez o groază din călătoriile noastre pe care le avem și care continuă, chiar dacă facem casa și șantierul, o să mai inserăm până terminăm și ceva călătorie. Bun, mulțumesc pentru această oră de terapie superbă, a fost genial și vreau ca toată lumea să-și crească încrederea. Faceți asta, frate, uitați-vă mai mult la voi. Peste mult timp o să vreți să dați orice ca să vă întoarceți în momentul în care sunteți. Oamenii niciodată nu o să se schimbe, mereu o să fie bădărani, mereu o să fie prost crescuți, mereu o să fie oameni răi, dar nu-i băgăm în seamă, nu-i interesează. Nu-i interesează, click dreapta, delete, ceau, te-am pupat. Și să n-aud că femeile cu sânii mari o duc mai bine în viață, că uitați-vă la mine, am sânii mici și o duc foarte bine în viață și... N-am avut nevoie de sâțe mari ca să fac nimic, dragă. Deci puteți să vă calmați și gata. Sunt curioasă și de experiențele voastre, dacă vreți să mi le spuneți în comentarii sau pe Instagram, să-mi dați mesaj, chiar dacă nu am putut să răspund tuturor, să știți că le citesc pe majoritate, dar realmente viața mea este un haos minunat, dar și foarte plin, dar să știți că sunt acolo, vă aud.